Alo, bună seara, doamna Viorica! Bună seara! Să rămână, mama soacră! Vă salut, vă N-am pup! Scăpani. Ce Mândoi. Faceți? Sunt cu Daviduț. Ce face Daviduț? Dați-ne la telefon! Nu, acum că tot aleargă și se ocupă soțul de el. Am înțeles. Sunteți bine? Totul este bine acasă? Da, astăzi Daviduț a fost școlar împreună cu mine la școală. Da? Cheia medie, acolo, s-a ocupat de cataloge. Cred că o să sară peste grădiniță și ajunge, îl găsim direct în școala generală. Sau? Nu este problemă. Important e să socializezi. Sunt bucuroasă că am intrat în direct pentru ca să o încurajez pe Ana, mărind aseară. Am impresia că a avut ceva probleme. Am avut o mică întindere, dar s-a remediat la Am timp. Remediat-o Soțul la meu. Timp. Doctorul de serviciu Laurențiu, doamnă, ginerele dumneavoastră a fost la datorie. Nu este nimic grav. Sta liniștită. Vă rog să aibă grijă de alimentație și de starea emoțională care se încarcă să nu... Suntem bine, suntem bine. Se detașeze pur și simplu de ce îi face rău. Am avut și noi și câteva zile proaste, altfel, dar suntem bine. Suișuri, coborâșuri, zile mai bune, zile mai puțin bune, dar suntem foarte bine. Vă mulțumim tare mult că, uite, mi se oferă ocazia să intrăm în direct cu cei de acasă și tot ce vreau să știu e că e totul bine acasă și David da. Este bine, în mod special. Doamna Viorica, David e lângă dumneavoastră? Da, e cu soțul în curte. Da? Era da, bine să zică și el acolo, că văd că Laurențiu nu vă spun de mine când vorbesc cu mama și copilul. David Maloca! Da, nu da. Pot să facă din astea. El abia acum începe să vorbească. În schimb, în toată dimineața când se trezește, sunt eu liberă căpetați. Începe să la spună cuvinte noi. Camera bănesc. Lor. Bănuiesc că sunt cuvinte noi mai care... Mai spune cuvinte noi? Are... Cred că tata, Nana și mama... Și ia buletinul deci... până veniți voi. Da, zice mami, Nana... Permisul. Da. Să aveți grijă de copil, da? Și să-i da. Susțineți. Ca de ochii din să cap. Ne votați. Da. Să ne votați. Vă mulțumim din suflet. Vă pupăm și da. Toate cele bune mulțumim, acasă. Mulțumim, doamna Viorica. Vă mulțumesc. Vă pupăm, o seară bună. Mulțumim frumos pentru apel. Da, este foarte important pentru noi. Dar, Oana, n-am scăpat. N-am scăpat. Mă emoționează... Nu știu, dincolo de orice limită și... Nu ar fi fost corect, dragilor, ca numai unii dintre voi să aibă parte de surpriză. Da, și chiar dacă sunt noi, așa cum v-am spus, cei care au venit și ei aveau întâietate, surprizele...